Bună ziua, dragi prieteni din Pești! Haideți să vedem la Pești pentru săptămâna viitoare. Haideți să vedem la Pești. Ce vreți? Nu știți ce vreți? Simțiți pasiune pentru o persoană de ceva timp, în scurt timp veți avea relație cu această persoană, dar nu rămâneți împreună. Această persoană nu este comunicativă, nu este ca dumneavoastră. Poate aveți o bază, o prietenie la mijloc. Da? Simte pasiune pentru dumneavoastră. Vine pentru pasiune această persoană în trei puncte. Dar uite ce tristă o să rămâneți trist. Poate nu este așa, de așa văd. Așa. Sau va, v-a dezamăgit cu ceva această persoană? Dacă este așa, va trece puțin până va, se va îndrepta lucrurile. Se vor îndrepta lucrurile, dar încă nu. Încă nu. Nu. Deși, uite, mi-arată că veți fi împreună. Dar... Sunt persoane care vă despart. Sunt situații care vă despart. Vă urmăriți unul pe celălalt, dar parcă sunteți legați. Nu împreună, parcă unul e legat de cineva, celălalt este legat de altcineva. Dar uite. Trebuie să vă dezlegați. Dacă vă dezlegați de persoanele cu care sunteți, da, veți avea idei și posibilități să fiți împreună. Dar până atunci, nu, uite tristețe. Dacă sunteți singuri, sunteți triști, ați plecat de undeva pentru cine, de la cineva pentru care simțeați pasiune, nu dragoste. Nu vă dragoste aici. Îndrăgostiți, da, dar parcă o să vă îndrăgostiți de o altă persoană și veți fi cu altă persoană. Vă vine cineva, dar fals, sau o persoană care ascunde multe lucruri. Multe situații. Poate nu, dar așa se vede. Ca și când visați la această persoană, această persoană nu. Această persoană ca și când vine, pleacă, vine, pleacă. O persoană care poate să fie o relație în care dumneavoastră vă place de cineva și acea persoană, această romanță sau petreceți mult timp cu cineva care se va transforma în dragoste mai târziu, pentru că văd că ambii visați unul la celălalt, da? Dar parcă ambii sunteți căsătoriți sau sunteți într-o situație sau nu sunteți împreună pur și simplu. Dar vă cunoașteți, da? Arată grăb, grabă. Vești, vizită, da. Da, veți fi împreună cu acea persoană. Totul se va, totul se va, totul se va transforma în bine, să știți totul se va transforma în bine. Mare succes, mare dragoste, împlinire, da, va fi bine până la urmă. Dar asta nu știu dacă săptămâna viitoare. Cam asta a fost pentru pești, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.